Angajații unor instituții publice și private din județ și-au făcut echipă și s-au înscris la cea de-a doua ediție a Cupei Verii la fotbal. Profesorii, tricolorii, amicii, Alro, Lucoil, ISJ, Cool Kids, Mediu, Primăria Slatina, avocații, Boca Seniors, Instal, Ilias, Haiducii Sportivi și încă două care nu și-au stabilit încă denumirea sunt grupările care se vor alinia la start, începând cu data de 28 iulie. Organizatorii evenimentului sportiv, Consiliul Local și Primăria Slatina, s-a gândit să dea posibilitatea și altor echipe să li se alăture celor 15 și au prelungit termenul. Tot ce trebuie să facă cei interesați este să strângă un lot de minimum 7 jucători, maximum 12, cu tot cu portarul, și să dea un nume echipei. Cererile se depun la sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina din cadrul Complexului Sportiv 1 Mai, iar pentru detalii pot suna la numărul de telefon 0755 132 677. Limita inferioară de vârstă este 30 de ani. Meciurile se vor disputa pe terenul sintetic al Colegiului Național Ion Minulescu din Slatina. Echipa care va câștiga titlul va pleca într-o excursie la munte. Locurile 2 și 3 vor primi echipamente sportive, iar gruparea situată pe locul 4 va avea un abonament gratuit la terenul de fotbal. În sezonul trecut, 17 echipe au fost angrenate în competiție, câștigătoarea primei ediții a Cupei Verii fiind echipa profesorilor.